Căderea părului poate fi cauzată de o varietate de factori, de la diferite afecțiuni, la nutriție deficitară, până la dezechilibre hormonale și stres. Indiferent că se manifestă prin subțierea firului de păr sau prin chelie, tratamentul împotriva căderii părului constă în identificarea cauzelor care duc la această situație și, ulterior, administrarea unui tratament corespunzător. Uneori, căderea părului apare din cauza unei afecțiuni care implică părul însuși, cum este cazul alopeciei, care determină căderea permanentă a părului. Studiile arată că femeile, de exemplu, se confruntă cu căderea părului toamna. Se pare însă că nu este un motiv de alarmă, iar procesul este unul normal. Iată de ce ne cade părul toamna și cum să-i facem față. Cercetătorii explică astfel căderea părului. Ciclul de viață al părului uman este între 2 și 6 ani. În toată această perioadă, 90% din păr se află în stadiul de creștere, în timp ce celelalte 10% sunt reprezentate de părul aflat într-o etapă de odihnă, înainte de a cădea. Căderea părului nu trebuie să ne panicheze. Părul are o perioadă de odihnă de câteva luni înainte de cădere. Este însă interesant de aflat că luna iulie pare să fie perioada de odihnă a părului în cazul celor mai multe femei. O explicație plauzibilă ar fi că în perioada de vârf a anotimpului cald, scalpul își păstrează părul și îl folosește ca pe un scut de apărare împotriva căldurii și a soarelui. Cum etapa de odihnă durează cel puțin 2 luni, apare posibilitatea ca în octombrie părul vechi să înceapă să cadă. Astfel că nu mai este cazul să intrați în panică dacă vă confruntați cu căderea părului în zilele de toamnă. Mai mult decât atât, trebuie să vă dați seama dacă într-adevăr aveți o problemă. Specialiștii spun că fiecare dintre noi pierdem între 40 și 120 de fire de păr în fiecare zi. Deci, dacă observați câteva fire pe umeri, nu este o tragedie. În unele cazuri, femeile pierd mai mult de doar câteva fire de păr pe zi, iar procentul normal de 10% de păr pierdut crește dramatic. În această situație, cauzele sunt multe, în afară de schimbarea anotimpului. Fluctuații hormonale, stres, un regim lipsit de nutrienții necesari, înaintarea în vârstă și altele. Indiferent care este cauza pentru care vă cade părul, există soluții pentru a trata și preveni această problemă. Este normal ca zilnic, cum spuneam, să ne cadă până la 100 de fire de păr. Însă depășirea acestei limite este un semnal de alarmă și, înainte să decretăm că este pe sistem nervos, ar trebui să trecem în revistă cele mai întâlnite cauze ale pierderii părului. Dieta dezechilibrată, anticoncepționalele orale, alte medicamente, dezechilibrele hormonale, anumite șocuri fizice sau psihice, modificări sezoniere sau îngrijirea agresivă. Alopecia este o afecțiune care determină căderea părului atât pe scalp, cât și pe alte zone ale corpului. Aceasta este o boală dermatologică și se caracterizează prin căderea părului, de obicei de pe pielea capului, zonele lipsite de păr având forma rotundă sau ovală. Din fericire, ea nu este sub nicio formă periculoasă pentru viața persoanei cu pricina, dar este inestetică și cauzează un mare disconfort psihic, mai ales când are o evoluție rapidă, căci aspectul fizic se schimbă și apare neîncrederea în propria persoană, iar cei mai sensibili pot ajunge chiar și la depresii. Deși cauza clară a alopeciei nu este încă determinată, s-a constatat de-a lungul timpului că aceasta poate să fie influențată de factori precum alimentația incorrectă pe perioade mai mari de timp, stresul psihic, prezent și el ori pe perioade mari de timp, ori de scurtă durată, dar extrem de puternic. Curele de chimioterapie, în care sunt administrate citostatice sau radiații. Produsele cosmetice expirate, foarte puternice, sau folosite mult prea des, ori în cantități mult prea mari. Apa de la robinet murdară sau cu foarte mult clor. Apa din bazine și piscine, la fel, din cauza clorului sau a multor impurități. Obiceiurile nesănătoase, precum excesul de tutun, alcool sau chiar cafea. Expunerea excesivă la soare. Arderea părului și afectarea rădăcinii acestuia de către vopseaua de păr, lăsată prea mult să acționeze. Folosirea mult prea deasă a aparatelor de ondulat sau de îndreptat părul. Boli de natură dermatologică. Factori de natură genetică. Este extrem de importantă determinarea cauzei pentru a putea iniția un tratament personalizat. Un minim de analize sunt necesare în cazul în care discuția cu pacientul nu reușește să evidențieze o cauză. Aceste analize sunt feritinina serică, o măsură a depozitelor de fier, sideremia, nivelul sanguin al fierului, și capacitatea totală de legare a fierului, deficiența de fier fiind cea mai comună cauză de cădere a părului la femeile tinere. TSH, T3 și T4 pentru a evalua funcția tiroidiană, testosteronul total și DHEAS pentru un eventual exces de androgeni, ecografie ovariană pentru excluderea ovarelor polichistice. Cea mai sigură cale de a vă recăpăta părul sau măcar o parte din el după un episod de alopecie este de a merge la medic pentru a obține un tratament care să se potrivească. Odată ce ați început tratamentul, trebuie să aveți multă răbdare, căci rezultatele nu se vor vedea peste noapte, iar dumneavoastră trebuie să înțelegeți că asta nu este vina produsului în sine, ci a ciclului natural de regenerare a părului, care durează ceva timp. Abia după 2-3 luni veți vedea rezultatele, iar dacă între timp întrerupeți procedura, aceasta nu va mai avea efect. De obicei, se recomandă menținerea tratamentului și după ce reapar firele de păr, măcar 3 luni, pentru a vă asigura că foliculii devin puternici. În cazul unor deficiențe nutriționale sau a schimbărilor de sezon, tratamentul adecvat este reprezentat de suplimentele alimentare special destinate părului, pielii și unghiilor, care vor veni cu aportul necesar de aminoacizi, vitamine și minerale. Atunci când pentru căderea părului este incriminat un anumit medicament, inclusiv contraceptivele orale, încetarea administrării lui este suficientă pentru rezolvarea situației. Deficiențele endocrine vor fi tratate numai cu ajutorul medicului endocrinolog. Caracteristicile de structură ale tijei de păr, ritmul de creștere și densitatea pe centimetru pătrat sunt genetic determinate și nu pot fi influențate de produse care acționează numai la nivelul epidermului, cum ar fi diversele șampoane, balsamuri de păr sau măști care promit să oprească pierderea părului. Singurul caz în care aceste produse sunt eficiente este acela în care părul este deteriorat din cauza uscării și subțierii și se rupe. În acest caz, produsele cosmetice au rolul de a reface și de a înconjura firul de păr cu un manșon protector, scăzând astfel la minim riscul de rupere. În ceea ce privește tratamentele naturale pe care le puteți crea chiar dumneavoastră din diverse ingrediente, puteți încerca un amestec de uleiuri esențiale, cum ar fi cele de rozmarin, levănțică, cimbru și cedru, dar și ulei de jojoba sau sâmburii de strugure. Acest tip de ulei se masează pe părul rămas și pe scalp zilnic și se ține măcar o oră. Sucul de ceapă este și el eficient, trebuind masat pe scalp de 2 ori pe zi pentru 2 luni, cel puțin. Acesta este mai puțin testat, căci mirosul nu este unul plăcut și viața socială a persoanelor care îl folosesc cam are de suferit. Totuși, atunci când ați ales între o viață de rămas fără păr și câteva luni cu un miros puțin mai urât, trebuie să vă dați seama ce preferați. Un studiu publicat în Jurnalul de Dermatologie a prezentat rezultatele folosirii sucului de ceapă de diferite persoane care sufereau de alopecie. 23 de subiecți au aplicat suc de ceapă direct pe scalp de 2 ori pe zi, timp de 2 luni. Participanților a început să le crească părul după doar 2 săptămâni de tratament, iar după 6 săptămâni, 20 de persoane aveau scalpul acoperit. În cazurile extreme de alopecie, pot fi folosite injecții cu steroizi sub piele, tratamente de suprafață cu corticosteroizi, imunoterapie sau raze ultraviolete. Dacă persoana rămâne fără păr pe o suprafață mare, cum este în cazul celor care fac chimioterapie, se pot folosi peruci pentru a ascunde problema și a elimina o parte din stresul psihic. În continuare, să vedem câteva măști minune pentru un păr bogat și sănătos. Mască revigorantă. Aveți nevoie de 2 linguri cu ulei de măsline, un gălbenuș de ou și câteva picături de zeamă de lămâie. Amestecați bine ingredientele până se omogenizează și aplicați pasta obținută pe părul curat. Acoperiți cu o cască de baie și lăsați să acționeze 45 de minute. La final, spălați bine părul cu șampon. Loțiune regenerantă. Aveți nevoie de 500 de grame de praf de cedru, 2 gălbenușuri de ou și câteva picături de lămâie. Amestecați bine și aplicați loțiunea pe toată lungimea părului, masând ușor scalpul. Lăsați 15 minute și apoi clătiți bine cu apă călduță. Tratament pentru fire fragile. Dacă aveți un păr fragil, vă propunem un tratament excelent din 2 linguri cu smântână, o jumătate de lingură cu germenii de grâu și o lingură cu suc de lămâie. După spălare, întindeți amestecul omogenizat pe părul umed cu ajutorul unui pieptene. Se acoperă părul cu o cască de baie, se lasă 15 minute și se clătește. Acest tratament se aplică o dată pe săptămână. Tratament cu ulei de ricin. Uleiul de ricin, gălbenușul de ou și uleiul de măsline extra virgin sunt un izvor de sănătate pentru podoaba capilară. Amestecați 2 lingurițe de ulei de ricin și 2 de ulei de măsline, apoi adăugați gălbenușul de ou. Aplicați din această pastă omogenă câte puțin la rădăcina firului de păr, masând ușor. O lăsați să acționeze 40 de minute, apoi clătiți. Masca se utilizează de 2-3 ori pe săptămână, timp de 3 luni. Mască cu ardei iute și ceapă stimulează creșterea. Datorită faptului că este un iritant pentru piele, ardeiul iute activează circulația sanguină și atrage substanțele nutritive în scalp, promovând și eliberarea de histamine, ce stimulează regenerarea celulelor și creșterea părului. Puteți ajuta regenerarea părului dacă vă spălați cu bicarbonat și vă clătiți cu mesteacăn. Amestecați 2 lingurițe de bicarbonat cu 2 lingurițe cu apă, până se face o pastă. După ce v-ați udat bine părul, turnați acest amestec și masați-vă scalpul timp de câteva minute. Clătiți apoi abundent. O altă rețetă ar fi să amestecați gălbenuș de ou cu zeama de la o jumătate de grapefruit și să procedați la fel ca înainte. La final, clătiți cu apă în care ați pus puțin oțet de mere sau tinctură de mesteacăn. Această plantă conține solanină, un detergent natural. Și ceaiurile ajută la regenerarea părului. Ceaiul de rozmarin, ceaiul de muguri de plop și ceaiul de brusture stimulează creșterea părului, făcându-l mai bogat și mai strălucitor. Beți o cană 2 pe zi, dimineața și seara, timp de 1 lună și rezultatele vor fi uimitoare. Se pare că și ceaiul verde este un tratament miraculos pentru căderea părului. așa că beți câteva cești de ceai verde pe zi dacă vreți să vedeți rezultate. Pentru uz extern, vă mai puteți clăti cu infuzie de coada calului. O preparați din 3 linguri de plantă mărunțită la 1 litru de apă. După ce a dat în clocot, acoperiți vasul și lăsați-l la infuzat. Iată în continuare câteva soluții pentru a trata și a preveni căderea părului. Începeți prin a vă masa scalpul în mod regulat, pentru a crește circulația de la nivelul capului. Masajul vă ajută la eliminarea celulelor moarte, care împiedică creșterea unor foliculi noi de păr. Masajul ar trebui făcut în fiecare zi, 10 minute, cu mișcări circulare. Puteți folosi și un ulei aromat. Fiți atenți la șamponul pe care îl folosiți. Când vine vorba despre căderea părului, cele mai afectate sunt femeile cu părul subțire, așa că este important să alegeți un șampon pentru acest tip de păr. Un astfel de șampon vă va face firul de păr mai puternic. În cazul femeilor cu alt tip de păr, este necesar un șampon bogat în proteine și un balsam care să nu permită uscarea părului. Nu vă stresați părul. Gadgeturile pentru coafat exact asta fac. Pun o presiune pe părul dumneavoastră, slăbindu-i rezistența, deci evitați-le pe cât posibil. Specialiștii recomandă să nu folosiți prea des nici feonul, care usucă iremediabil părul, și să evitați să vă spălați pe cap cu apă prea fierbinte. Schimbați-vă coafura mai des. O cărare purtată prea mult pe o parte, ori părul prins tot timpul într-o coadă de cal, accelerează și mai mult căderea părului. Asta deoarece părul este agresat și se învechește mult mai repede. De aici și până la pierderea lui nu mai este decât un pas. Nu exagerați cu pieptănatul. Pe vremuri, exista obiceiul ca părul să fie pieptănat în fiecare seară de câteva ori. Se credea că în acest fel sebumul în exces este repartizat pe întregul fir de păr, lucru ce i-ar fi fost benefic acestuia. Acest lucru este greșit, spun acum dermatologii. Ei susțin chiar că pieptănatul în exces este dăunător. Evitați uscatul artificial. De multe ori, din motive de lipsă de timp, alegem să ne uscăm părul folosind feonul. Însă acest lucru nu face decât să deterioreze podoaba capilară. La fel se întâmplă și în cazul utilizării plăcii pentru îndreptat părul, care agresează firele de păr. Specialiștii recomandă, prin urmare, ca după spălare, părul să fie ținut într-un prosop pentru cel mult 2-3 minute, apoi lăsat să se usuce liber. Evitați pe cât posibil să vă vopsiți părul, să folosiți fixativ, spumă și orice substanță chimică ce îl poate afecta. Așadar, renunțați cel puțin pentru un timp la vopsirea părului, deoarece chimicalele puternice din vopsele grăbesc căderea lui. Este simplu, substanțele chimice slăbesc structura foliculilor de păr și irită scalpul, iar părul începe să cadă din ce în ce mai mult. Și nu uitați, este foarte important să folosiți produse performante pentru curățarea părului, care asigură o protecție sigură împotriva acțiunilor agresive ale decoloranților și compușilor chimici și stopează căderea părului. Părul degradat are nevoie de foarte multă atenție și de un tratament pentru păr adecvat. Faceți-vă analizele la sânge periodic. Acestea vor stabili dacă există o lipsă de vitamine sau fier în organism. De multe ori, alimentația nu este suficientă și este nevoie să luați vitamine, minerale și fier în formă medicamentoasă. Căderea părului poate fi cauzată și de o carență de fier în organism. De aceea, unul dintre primele lucruri pe care ar trebui să-l faceți atunci când podoaba capilară se rărește este să vă efectuați analizele de sânge. În funcție de rezultatul acestora, sporiți cantitatea de fier, fie cu suplimente alimentare sau consumând produse bogate în această substanță, cum ar fi scoici, spanac, semințe de dovleac, fasole sau cereale fortificate. Însă mare atenție! Nu luați pastile cu fier fără recomandarea și supravegherea unui specialist, deoarece excesul de fier este periculos. De cele mai multe ori, căderea părului este temporară și odată cu înlăturarea cauzelor, părul se regenerează și își revine la grosimea de dinainte. Totuși, căderea părului este un semn pe care corpul dumneavoastră vi-l transmite și care nu trebuie ignorat. Poate ascunde probleme mult mai grave, care merită întreaga dumneavoastră atenție.